Doresc eu moartea celui rău? Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască? Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa zice Domnul: dar cel rău care se întoarce de la păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate hotărârile mele, face judecată și dreptate, va trăi și nu va muri. Niciuna dintre răutățile pe care le-a făcut nu-i vor fi amintite, ci îndreptata pe care o face va trăi. Doresc eu moartea celui rău, oracolul Domnului? Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască? Dar dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui și săvârșește nedreptate, dacă face după toate lucrurile abominabile pe care le face cel rău, va trăi? Toată dreptatea lui pe care a făcut-o nu va mai fi amintită din cauza sacrilegiului pe care l-a comis. Pentru păcatele pe care le-a comis, pentru ele va muri. Voi ziceți: calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați voi, casă a lui Israel. Oare calea mea nu este dreaptă? Sau poate căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui, săvârșește nedreptate și moare din cauza ei, el moare din cauza nedreptății pe care o săvârșește. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui pe care a comis-o și face dreptate și judecată, acela își va face sufletul să trăiască, pentru că a văzut și s-a întors de la răutatea pe care a comis-o, el va trăi și nu va muri. Cuvântul Domnului. Dacă te-ai tala fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Dacă te-ai tala fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți urechea Ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de lege, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Dacă te-ai uitat la fără de lege, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu speră în cuvântul Său. Sufletul meu l-așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii ivirea zorilor. Dacă te-ai uitat la fără de lege, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Să nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El le va mântui pe Israel de toate fără de legile lui. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în față? Aruncați de la voi toate răutățile voastre, spune Domnul, și înnoiți-vă inima și duhul. Domnul să fie cu voi. Și
Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând: vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a farizeilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor din vechime: să nu ucizi. Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi spune fratelui său prostule, va fi condamnat de sinedriu. Dacă cineva îi spune nebunule, va fi condamnat focului ghienei. Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău în fața altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău și apoi, venind, oferă-ți darul. Pune-te de acord cu dușmanul tău repede, cât timp mai ești cu el pe drum, ca nu cumva dușmanul să te dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului, și să fie aruncat în închisoare. Adevăr îți spun, nu vei ieși de acolo până când nu vei fi restituit și ultimul bănuț. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, în luna mai a anului 2000, în Parlamentul din Ierusalim, în Knessetul israelian, a fost o ședință specială. Se făceau pregătiri pentru sosirea papei Ioan Paul al II-lea și la cererea unor fundamentaliști, într-o ședință a guvernului, s-a discutat următoarea problemă. Dacă papa va veni la zidul plângerii, îl primim sau nu cu crucea sa la piept? Motiv de ședință, nu? Motiv de întrebări serioase în Parlamentul israelian. După mari dezbateri, care au durat, se spune că aproape o oră, totul s-a spus. Este semnul său distinctiv și nu putem să îl îndepărtăm crucea de la piept, așadar, prin urmare, va purta crucea și la zidul plângerii, lucru care s-a și întâmplat de fapt. Da, am început cu acest lucru pentru că suntem la stațiunea a doua și aici vom vorbi despre cruce. Dar chiar vreau să vă întreb, dumneavoastră, când spuneți cuvântul cruce, la ce vă gândiți? Cruce, nu? Un semn, două lemne, sau poate crucea de la gâț, cadou pe care ați primit ultima dată, o cruciuliță frumoasă, sau poate la suferința de zi cu zi, multe sunt aspectele care privesc crucea. Dar eu aș vrea să mergem puțin în acel moment, dar fac o paranteză și o explicație. Noi, de obicei, când vorbim de calea crucii, facem așa niște locuri, mai stăm puțin, mai mergem o leac, oarecum spațial. Dar vreau să vă spun că unele dintre ele se suprapun ca loc. Se întâmplă două stațiuni în același loc. Numai evenimentele, dacă vreți, sau trăirile diferă. Așa cum este, de exemplu, stațiunea întâia și a doua sunt exact în același loc amândouă, nu? A fost judecat, dar nu avea mai încolo ca să primească crucea, ci în același loc vine și crucea lui Iisus. Dar revin asupra acest lucru. Și așa mai este și stațiunea, de exemplu, a 10-a, a 11-a și a 12-a. Toate trei se întâmplă sus pe vârful Calvarului. De aceea, așa în mintea dumneavoastră, să nu aveți o impresie că este un drum foarte lung sau nesfârșit, ci este un drum câteodată și spațial, dar și spiritual. Ce se întâmpla? Iarăși revin la acea mulțime, sărbătoare, țipete, injurii, amenințări, șantaj din partea lumii către Pilat. Dacă nu îl omori, dacă nu îl răstignești, te vom spune lui Cezar. Frică din partea lui Pilat, soldații care n-aveau nicio treabă cu lucrul acesta, ei doar executau niște comenzi,
Și la un moment dat, sigur, în urma acelor strigăte incredibile, răstignește-l, răstignește-l, vezi că vine de undeva dintr-o hrubă de acolo, vin niște lemne peste tine. Iarăși, aș vrea să nu aveți totdeauna impresia despre crucea frumos lustruită și lăcuită. Să aveți impresia despre cruce că este cu adevărat un lemn aspru, ce s-a găsit la întâmplare, nu este chiar bine pregătită, este grea și mai ales această cruce se suprapune peste răni. Dacă eu aș lua, sau dumneavoastră, că suntem în biserică, nu avem nicio rană, luăm lemnul în mână și mergem, cred că până în stradă, bine cu el. Dar gândiți-vă că acest lemn se suprapune după biciuire și după coroana cu spini. Eu vreau să intrați puțin, de ce fac aceste amănunte? Aș vrea să intrați dumneavoastră în profunzimea problemelor. Noi ne-am obișnuit cu filmulețe. Oh, ce frumos Iisus, ia crucea, merge așa, drăguț cu ea în spate. Nu e chiar așa. Scoateți filmele sau tablourile clasice din mintea dumneavoastră. Scoateți culorile. Și puneți mintea dumneavoastră, contribuție puțin, într-o situație de facto. Într-o situație veridică. Într-o situație care se întâmplă a idoma. Sigur că spuneam că suntem încă în acea curte, dacă vreți, a lui Pilat, piatră multă, acolo sigur ziduri, dar dedesubt era și locul acela în care Iisus fusese bătut înainte, fusese lovit. Vă amintiți de acel joc? Bâza, nu? Sau cum se spune, nu? Cum îi spuneam noi când eram mici, ghicește cine te-a lovit. Și biciuirea, pentru că acum suntem, de fapt, stațiunea a doua, putem să o legăm foarte bine de biciuire. De ce? Tot în curtea lui Pilat, aici unde vine crucea Domnului, iar s-a păstrat și chiar se mai poate vedea, probabil, este destul de autentică, o coloană de care a fost legați. Noi n-am pomenit de asta la calea crucii. A lega un om nevinovat, al biciui este animalic, nu? Numai animalele biciuim de obicei. Și acum, după toate acestea, vine crucea. Iisus ia crucea. Da, trebuie să ne gândim și la încă ceva. Crucea pentru evrei era cea mai mare blestem. Criminalii erau răstigniți. Era un mod de a ucide în chinuri. Pentru că, de fapt, se suprapun mai multe aspecte aici. Este acea purtare a crucii, care nu-i ușoară, să ieși în afară orașului, să ieși undeva să te izoleze, să fii undeva departe de civilizație, de cultură, de lume, de societate, de ai tăi. Ieșirea cu crucea în spate, să ieși cu ea. Și totuși Iisus o acceptă. Aici este minunea minunilor. Iisus face dintr-un, aici cred că este miracolul, dacă vreți, ia un obiect de batjocură, nu știu care, ce să-l compare eu acum la noi, și îl ia în mână. În momentul acela, îl pune pe umeri și lemnul acela, urât, greu, respingător, strâmb, diform, cum era el, primește o noblețe absolută. Este pur și simplu, se contactează, se face contact cu sânge dumnezeiesc. Din acel moment, crucea devine altceva. Pentru mine, pentru tine, pentru noi toți, crucea deja este un obiect binecuvântat, este sacru. Și Sfântul Paul spune foarte frumos, și cred că toți ar trebui să ne însușim acest text. Dacă vreau să mă laud, eu mă laud numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Da, e interesantă și o altă paralelă. Dumneavoastră observați că omul are perfect forma crucii. Omul este creat parcă să fie cruce și să poarte cruce. Iisus Hristos, într-adevăr, o poartă și o duce. Nu zice nici de cum, nu spune nimic. Ia, ajutați-mă, nu a spus niciodată. Dar e grea, n-a zis niciodată. O ia. Și veți vedea, și o să mai vedem pe parcurs, o cruce se poate duce în două forme. Târându-o, așa, prin praful drumului, sau pe umăr cu demnitate. Când spun că o duci târându-o, toată ziua comentez, ce e asta? De ce atâta?
De ce Dumnezeu așa? De ce face Dumnezeu așa? De ce mi-a dat așa? De ce, de ce, de ce? Un permanent de ce? Trăind-o prin praf. Dar când o iei pe umeri cu demnitate, vei spune tuturor, eu sunt creștin, știu că Dumnezeu mă încearcă, știu că viața de creștin nu e ușoară, știu că crucea de creștin nu e ușoară niciodată. Sunt foarte multe greutăți, nu? Uitați-vă și dumneavoastră acum, cum creștini sunt răstigniți aproape, în sensul cel mai adevărat al cuvântului, cel mai concret. În Siria, săptămâna trecută, au fost răstigniți câțiva oameni. Deci, a fi creștin, mai ales aici la noi încă e ușor, nu ne ia nimeni de urechi. Dar dincolo, unde se suferă pentru că a fi creștin înseamnă altceva, eu zic că această cruce nu e ușoară. Și pentru noi câteodată, dar pentru alți creștini din alte părți e mult mai grea. Și când spun că a fi creștin nu e ușor, mă gândesc la istoria noastră recentă, desigur, când atâți au murit sau au chinuit pentru că au fost episcopi, preoți sau credincioși adevărați. Și ca să vedeți că crucea aceasta pe care Iisus a sfințit-o rămâne mai departe un semn căruia se spune împotrivă, am să închei cu două exemple. În ultimii, cred că 30 de ani, niște credincioși din zona Ierihonului, mai bine zis niște călugări, și au fost de acord și cei franciscani, dar și cei ortodoxi, au zis așa, pe câteva din colinele din jurul Ierihonului, să punem niște cruci mari. Erau niște cruci așa, cu un suport cam câte pupitru acesta, poate mai mare, sigur, da, mai mare alea. Dar erau niște cruci mari de fier și vopse cu negru. Pe fondul pustiului colorat așa al pietrei, se citeau excepțional de frumos, așa, la distanță le vedeai. Însă, în anul 1998, cred că era toamnă, ne-am trezit toți că știrea zilei era următoarea. Cele 14 cruci care au fost puse în pustiul Ierihonului, în pustiul Iudeii, au fost dintre ele 10 dărâmate. Pur și simplu distruse, date la pământ. Știu că comentariul apărea și în ziarele israeliene, dar nu mai mult în cele creștine, vă dați seama, pentru că nu se știe cine, deși poate s-ar putea bănui, iată cineva a zis, crucea n-are loc aici, deși în zonă sunt destul de mulți creștini. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l spun este întâmplat recent în timpul războiului al doilea mondial, sau după aceea, când se ajunsese și în Slovenia, o altă țară fostă iugoslavă, o țară comunistă, a ajuns și aici politica anticreștină. Se spune că era o mare activistă de partid care lupta din toate forțele ei, cu toate puterile, contra creștinismului. Ori Slovenia, așa cum știți, toată era catolică. Este și astăzi, în mare parte, majoritar, catolică. Și această doamnă, tânără de altfel, a vrut să închidă orice se cheamă creștinism. Sigur că a persecutat foarte mult și niște mănăstiri. Odată se spune că era departe de casă și ea era însărcinată și i-a venit vremea să nască. În zona aceea nu prea era nici spital foarte aproape, dar era un dispensar foarte bun al unor călugărițe. Sigur că întreabă dacă unde poate să, pe întovarășii săi, întreabă unde ar putea să nască pe aproape. Și sigur, toți i-au spus localnicii, acolo este un dispensar foarte bun. Și a intrat acolo și se pregăteau toate pentru naștere, dar ea vede pe peretele încăperii în care se afla o cruce. Și cu duritatea ei zice, dați jos de acolo crucea. Maicile au zis, dar de ce tot ce casa noastră? Și zice, eu nu vreau ca acest copil al meu care se va naște să vadă un răstignit acolo, un mort în fața ochilor. Nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea, în fine, ea a și înjurat, se spare, o leacă pe acolo și după ce naște,
una dintre surori mai curajoasă vine și spune: Doamne, să știți că dorința dumneavoastră s-a împlinit. Care dorință? Spune ea. Zice, copilul dumneavoastră nu o să vadă un mort în fața ochilor. De ce? S-a născut orb. Nu comentez mai departe, dar aș vrea să spun că totdeauna crucea rămâne simbolul creștinilor. Și crucea este sfințenia noastră. Crucea este semnul de respect al tuturor. Este semnul care ne reprezintă. Este semnul care ne mântuiește. Este semnul pe care ar trebui să-l avem la cea mai mare cinste. Dacă mergeți aici, nu putem face diferența asta, dar dacă ați merge undeva unde sunt puțin creștini, de exemplu la Ierusalim sau la Betleem, dacă intrați într-un magazin sau mergeți pe stradă și vedeți la pietrul cuiva o cruce sau o cruce în magazin, o spuneți, acesta este creștin. Este semnul, eu aș spune, buletinul creștinului. Este semnul care ne ajută nu numai să ne prezentăm noi, dar să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu. Este crucea semnul care ne mântuiește. Crucea rămâne mai departe sfințit de Hristos și sfințitor pentru noi. Lăudați să fie Iisus Hristos!